Salutare! Eu sunt Adriana și îți urez bun venit la un nou episod din podcastul Lecția de Călătorie. Astăzi o veți cunoaște pe Miruna, ea este blogger, călătorește foarte mult împreună cu soțul și fetița ei, Aria, iar în episodul de astăzi o să ne povestească despre ce înseamnă călătoriile într-o astfel de formulă, ce înseamnă călătoriile cu un copil mic. O să ne povestească despre destinațiile ei preferate și cele pe care le recomandă și ce sfaturi are pentru tinerii părinți. Haideți să o cunoaștem! Bună, Miruna! Îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația de a apărea în podcastul Lecția de Călătorie. Bună, Adriana! Mulțumesc tare mult pentru invitație și felicitări pentru acest podcast. E o idee minunată. Felicitări! Mersi mult de tot! Mă bucur că îți place. Hai să începem prin a ne spune câteva cuvinte despre tine pentru a ne cunoaște. Noi, de când eu și Alin, de când suntem împreună, am călătorit foarte mult, avem această pasiune în comun. Și acum, de când suntem părinți, de când o avem pe Aria, am început să călătorim așa, în trei. Ni s-a mărit familia și ni s-au schimbat și călătoriile. Nu mai sunt călătorii în doi, ci călătorii în trei, călătorii de familie. Încercăm să vizităm cât mai multe locuri împreună, să ne creăm cât mai multe amintiri. Eu am un blog de călătorie de 7 ani. Și acolo împărtășesc cu toată lumea toate experiențele de călătorie, pe unde am fost, ce am vizitat și în ultimii 3 ani, de când o avem pe Aria, am început să scriu și despre călătoriile cu copii. Super, da, eu chiar îți urmăresc blogul, o să las numele aici pe ecran, pentru că sunt informații foarte interesante și experiențe personale, ceea ce căutăm cu toții mai mult decât informații foarte, foarte generale. Povestește-ne cum a început totul, când ați călătorit pentru prima oară cu Aria, unde a fost această călătorie și cum a fost așa să luați decizia. Bănuiesc că prima călătorie a fost cam cea mai grea. Da, așa este. Prima oară când am călătorit în afara țării a fost când Aria avea aproximativ 6 luni, deci era foarte, foarte mică. Abia stătea în funduleț, abia începuse diversificarea și ne-am dorit o vacanță în afara țării, la munte. Am ales Austria, însă totul s-a transformat așa dintr-o vacanță relaxantă, la munte, la aer curat, s-a transformat într-un adevărat circuit turistic. Pentru că de acolo am zis, hai să facem excursie de o zi în Elveția, în Liechtenstein, ne-am întors prin Germania și până la urmă s-a transformat așa într-o săptămână de, nu știu, de vizită și nici de cum de relaxare. A fost, da, cea mai grea vacanță, cea mai dificilă, pentru că au fost foarte multe lucruri pe care noi nu le cunoșteam. Nu știam cum va reacționa Aria la atâta stat în mașină, la schimbarea de mediu, la schimbarea de climat, de locație, de inclusiv de pat. Nu știam dacă va dormi, dacă nu va dormi în pat, cum va reacționa. Dar a fost ok, per total a fost ok, a fost foarte, foarte receptivă, deși au fost momente foarte grele în care, de fapt, cred că în fiecare vacanță, ca ultima vacanță. Dar nu, a fost ok, motiv pentru care la câteva luni distanță am plecat iar. Și vacanța aceasta de la 6 luni ne-a deschis așa toate orizonturile și de atunci am tot fost plecați. De atunci ați plecat numai cu ea, nu? Da, tot timpul, în fiecare vacanță în care am fost cu ea, tot timpul am luat-o cu noi, indiferent de locație, nu știu, de la Spania, Franța, Monaco, până la Ucraina, Kosovo, Republica Moldova. Deci în absolut fiecare vacanță n-am plecat niciodată pe ea. Deci a călătorit foarte mult. Cam prin câte țări a fost? Cam în 21 de țări. Deci în 3 ani a fost în 21 de țări. Plus aș mai putea să adaug încă 2 țări în Canada și în Mexic. Am fost când era în burtică. Deci avea, nu știu, cred că 5 luni era în burtică. Așa că dacă, nu știu, se pun la socoteală, atunci sunt mai multe țări. Da, am plecat în foarte, foarte multe țări. Și
E altfel față de cum, față de călătoriile în doi. E, nu știu, parcă până acum călătoream pentru noi, să vedem noi cât mai multe locuri, să, nu știu, să ne distrăm, să hoinărim prin temir ce orașe, să stăm toată ziua la plajă. Ei, acum cumva călătorim pentru ea, să-i arătăm ei acele locuri sau, nu știu, e altfel, s-au schimbat călătoriile noastre, s-au schimbat. În bine, clar. Când se bucură cel mai mult? Când îi place? Sau când vedeți așa bucuria în ochii ei? Știu că este micuță și sunt atât de multe discuții pe tema asta, dacă e prea mic, dacă înțelege, dacă nu înțelege. Eu sunt 100% de acord cu tine și, nu știu, așa m-aș vedea și eu călătorind. Pentru că, nu știu, călătorile te dezvoltă, consider că te dezvoltă, clar. Dezvoltă pe oricine. Da. Și mai mult dezvoltă un copil care captează la vârsta aceasta mică, captează mult mai multe lucruri decât captăm noi adulții. Da. Așa că, din punctul meu de vedere, dezvoltarea e foarte, foarte, foarte bună. Da, așa este. Sunt foarte multe discuții și foarte mulți părinți zic că nu iau copilul în vacanță cu mine, că este prea mic, nu-și va aduce aminte, nu ține, nu știu pe unde a fost. Ei, nu te duci pentru chestia asta, că nu, nici noi nu ținem minte unde am fost acum 5 ani în concediu, pas cu pas, ce am vizitat, cât a costat biletul de intrare, nu știu, la ce muzeu sau... Nu e vorba de asta, e vorba pur și simplu de experiență și cu atât mai mult cu cât pe copii îi facem mult mai flexibili, mult mai conștienți de mediul în care se află. E vorba de o chestie așa pe termen lung, pe ansamblu, ei, da, se dezvoltă, chiar dacă nu rețin, nu știu, anumite lucruri. Și ca să-ți răspund la prima întrebare, Aria se bucură cel mai tare când e la mare. Deci când vede marea, nu mai poți să mai scoți din apă, e atât de fericită, îi place foarte, foarte, foarte mult. Și am mai observat o chestie: de fiecare dată când venim acasă dintr-o vacanță, tot timpul e altfel, tot timpul e schimbată, e mai matură, e mai conștientă de ce se întâmplă, mai, nu știu, mai pur și simplu mai flexibilă, mai înțelegătoare. E altfel să călătorești cu copiii și eu le zic tuturor părinților să nu-și lase copiii acasă, să nu-și lase cu bona sau cu bunicii sau, eu știu, nu, să ia, pentru că oricât de greu ar fi, e foarte frumos să călătorești cu copilul tău. Plus de asta, să ne gândim că peste, nu știu, 10 ani, 15 ani, nu o să mai vrea să mai vină cu noi în vacanță. Exact. O să vrea să meargă cu, nu știu, cu colegii de clasă sau cu prietenii sau cu iubitul. Așa e și probabil o să-i rămână oricum în subconștient acolo ceva sau chestii mici. Da. Nu știu, eu asta cred, că rămân chiar... Rămân chestii mici de care poate tu nici nu-ți dai seama că prins, dar îi rămân. Așa e. Îi rămân. Sigur că da, uite, am observat acum de pe la 2 ani jumate, începe deja să rețină. Să rețină foarte multe lucruri care eu nu credeam că le reține, dar și-a cumpărat din Grecia, nu știu, un măgăruș de pluș de pe insula Hidra. Și încă se mai joacă cu acel măgăruș și mai întreb mama, și de unde ai măgărușul ăsta? Din Grecia. Zic, super, de unde știi? Cum de-ai reținut? Sau din Turcia, sau eu știu. Dar ultimele vacanțe, deci nu și-aduce aminte de acum 2-3 ani, de la început, dar acum de pe la 2 ani jumate, 3 ani, începe să-și aduc aminte foarte multe, foarte multe lucruri, ceea ce mă bucură. Mă bucură enorm de mult și... Da. Abia aștept următoarele vacanțe pentru că, uite, deja altfel a devenit conștientă și deja altfel putem să povestim sau să povestească ea, nu știu, prietenilor pe viitor. Nu, acum, dar poate peste 5-6 ani, cine știe unde vom mai călători. Exact. Și sunt sigură că o să învețe multe lucruri pentru că, uite, da. M-am gândit așa, mi-a venit chestia asta în cap, că eu, de obicei, prin liceu, nu-mi plăcea deloc geografia să învăț, adică nu prindeam, nu se lipea de mine nimic. Da. Iar acum, în timp ce călătoresc, deja văd zona, exact ce oraș există, ce râu, ce orice, adică e altfel. Da, așa e, așa e, geografia la fața locului, eu înveți la fața locului, ca și istoria, pentru că fiecare loc are istoria lui. Exact. Și citești înainte să ajungi în, nu știu, la Acropole, citești despre Acropole și parcă altfel de reții. Despre provocări ce poți să ne spui, ce provocări vezi tu pentru părinți?
În primul rând, vacanțele în sine a lor, să le planifici, sunt o provocare, pentru că trebuie să ai în vedere foarte multe lucruri atunci când călătorești cu un copil și mai ales cu un copil mic. Când sunt bebeluși, ok, îi ții în brațe, în marsupiu, poți să îi alăptezi foarte ușor, nu mănâncă foarte mult, dorm foarte mult și atunci e foarte ușor să călătorești și cu mașina și cu avionul. Cu avionul nici măcar nu se plătesc biletele de avion. Din câte știu, când sunt foarte mici, noi încă n-am călătorit cu avionul, dar e destul de ușor când sunt, să zicem, sub 6 luni. De la 6 luni, când se începe diversificarea și se introduc alimentele, e puțin mai dificil. Eu țin minte că am plecat atunci în Austria, în prima vacanță, am plecat inclusiv cu morcovi, cu cartofi, cu blender, cu tot felul de legume, fructe după noi. Și după aia vine o perioadă în care este și mai grea, perioada în care ei încep să meargă și este foarte, foarte, foarte solicitant pentru părinți, pentru că tot timpul trebuie să ori să-i ții de mânuță, ei nu mai stea nici în brațe, nici în cărucior, nici în marsupiu, nici cum, vor să meargă, vor să fugă. În momentul în care merg, la fel nu poți să-i scapi deloc, absolut deloc din ochi, pentru că nu știi unde vor fugi. Vor fugi în stradă sau vor fugi în mare sau se împiedică sau, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și atunci iar este foarte greu, mai ales dacă, nu știu, mergem în concediu, cum am zis, la mare, să nu-i scapi din ochi că fug în apă. Sau, nu știu, într-un oraș foarte aglomerat, la fel, nu prea poți să ai niciun moment în care să-i scapi din... Noi, uite, de exemplu, când am fost la Barcelona, avea aria 1 an și jumătate și țin minte că începuse bine să meargă deja, alerga, era bine pe picioarele ei. Alina alerga după ea, eu încercam să alerg după ei și Alina îmi zice, lasă, du-te tu și fă poze, că mă uit eu pe poze și o să vizitezi Barcelona din pozele tale. Mă uit pe blog, citesc articolul de pe blog. Și cam așa e. Deci cam un părinte stă cu copilul, unul mănâncă, cafeaua e tot timpul la pachet. Na, e cumva agitație. Dar cred că cel mai important este să ne respectăm copilul, copilul să aibă un program. În momentul în care copilul are un program, mai ales de somn, deci somnul la ei este foarte important pentru că îi ajută să se dezvolte foarte mult, atât psihic cât și fizic. Și atâta timp cât ei sunt odihniți, și noi suntem mai odihniți și atunci putem altfel te înțelegi cu copilul când el e odihnit. Noi tot timpul ne planificăm fiecare zi, să zicem, a concediului, în funcție de orele de somn pe care le are Aria. Momentan mai doarme acum o singură dată pe zi la prânz și atunci știm, la ora 12 trebuie să fim la hotel ca să doarmă sau funcție de drum să fim pe drum, la un drum mai lung ca să poate să doarmă cu mașină. Deci cam așa e greu, plus de asta pleci cu tot felul de lucruri după tine, nu că n-ar exista Pampers în Spania, dar noi am luat un box din România sau nu știu, tot felul de chestii care le-am cărat pe noi, chiar dacă au fost inutile sau chiar dacă nu le-am folosit noi, am plecat cu mașina tot timpul full a fost mașina. Din ce mi-ai spus, cuvântul cheie este organizare, multă, multă organizare, da. Atât dinainte da. De vacanță, cât și în timpul vacanței și tot multă organizare. Da, asta este, să fim părinții să fie organizați, ca să nu existe momente în care, bun, ce facem, unde mergem, nu știu, noi ne organizăm tot, inclusiv orele la care plecăm dimineața, să zicem că plecăm spre Grecia. Vrem mulți părinți, să zicem, că pleacă seara sau noaptea din România ca să doarmă copilul pe drum și să ajungă, nu știu, dimineața, să ajungă acolo. Ei, noi preferăm ca Aria să doarmă în pat, pentru că somnul din pat nu se compară cu niciun alt somn, nici în mașină, nici, nu știu, habar n-am, în brațe, de exemplu. Nu. Noi preferăm să doarmă în pat, să fie odihnită și să plecăm la drum dimineața cu forțe proaspete, ne jucăm pe drum, ne oprim în parcări. Tot timpul căutăm parcări unde sunt și
locuri de joacă și atunci ne oprim și să se relaxeze, să se joace și să mâncăm și să bem o cafea și atunci suntem odihniți și tot plecăm la drum. Dacă pleci singur sau în cuplu, poate de multe ori nici nu trebuie să te organizezi prea mult, organizezi la fața locului, îți cauți hotel la ora 10 noapte. Și mai ales dacă se îmbolnăvezi, Doamne ferește, trebuie tot timpul să fii pregătit pentru orice. Deci asta cred că este, nu știu, frica noastră cea mai mare este de îmbolnăviri. Pentru că trebuie să reacționezi prompt, trebuie să știi unde să suni, trebuie să ai o asigurare medicală. Noi nu plecăm niciodată fără asigurare medicală pentru toți trei și tot timpul ori în ce locație mergem, tot timpul ne uităm să vedem policlinici sau clinici sau spitale, unde dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să putem să ne ducem, să nu așteptăm, eu știu, după salvare sau să putem imediat să acționăm. Pentru că nu se știe, ei, copiii sunt predispuși la multe, la alergii, la tot felul de intoxicații, la, nu știu, iritații. Ei fiind mai ales într-un mediu străin, atunci pot să apară tot felul de lucruri neprevăzute din punct de vedere medical și atunci trebuie să te organizezi foarte bine și să cauți dinainte să știi ce să faci și cum să reacționezi. Aria, de exemplu, a avut în Spania, în Barcelona, a avut o alergie foarte, foarte ciudată, s-a înroșit, deci ea nu avea nimic, era tot ok, doar că era pete roșii peste tot pe corp, era tot roșie. Și atunci, imediat, asta fiind undeva la 10 noaptea, deci când 9-10, nu știu, după ce ai făcut în băiță, am observat că a început să se înroșească. Și atunci am știut exact o farmacie care era non-stop și s-a dus Alin și a cumpărat medicamentul respectiv, medicament pe care l-aveam deja prescris de acasă, de la medicul pediatru, înainte să plecăm în concediu, tot timpul vorbeam cu medicul pediatru și ne dădea așa o listă de medicamente în caz de orice. Dacă este constipată, medicamentul X, dacă face febră, Y, dacă face alergie, medicamentul Z. Și atunci aveam așa o listă și în momentul în care, uite, a făcut acea iritație, deja știam ce medicament să luăm. Chiar dacă de obicei mergem cu dita mai trusă de medicamente de acasă, după noi. Atunci am avut, dar am știut. Deci cam asta este provocarea, una dintre provocări. Da. Foarte, foarte interesant și chiar mi se pare un sfat foarte bun să mergi la un pediatru înainte de a pleca într-o călătorie, pentru că îți poate, nu știu, se poate gândi la diverse scenarii și se poate prescrie ceva sau să nu ajungi acolo și să te sperii, să nu ai habar ce s-a întâmplat. Te pregătești puțin în caz de... Așa este. Și medicul pediatru se presupune că ții legătura, când sunt copii mici, ții legătura constant și știu deja istoricul medical al copilului și atunci știu exact ce medicament sau să prescrie. Da, e... Da, e cumva cea mai mare temerea noastră să nu avem probleme medicale în concediu, dar și dacă sunt, să ne descurcăm, să știm să ne descurcăm oriunde am fi. Miruna, ce destinații recomanzi? Sunt destinații mai prietenoase pentru vacanțele cu copiii, destinații poate mai puțin prietenoase? Ce recomandări ne faci din experiențele voastre? Ei bine... Ce pot să zic este că nu am călătorit chiar peste tot, pentru că totuși sunt doar 3 ani de când o avem pe Aria, deci nu am apucat să călătorim în foarte, foarte multe destinații, chiar dacă am fost în 20 și ceva de țări, dar aș putea să recomand câteva țări în care noi am fost și sunt foarte prietenoase cu copiii. Turcia, cred că ar fi țara numărul 1, în fapt, cred că toată lumea știe cât de primitori sunt turcii și cât de ospitalieri sunt ei. Da, la ce privește mâncarea, resorturile, plajele, este o destinație ideală pentru copii. Au resorturi foarte bune, foarte, foarte mari, în care sunt foarte multe locuri de joacă și atunci ai ce să faci cu copilul. Chiar și o săptămână de zile, dacă rămâi doar un resort și nu vizitezi absolut nimic, nu ai cum să te plictisești cu copilul. Au foarte multe piscine, foarte multe locuri de joacă și Riviera Turcească are
foarte multe plaje foarte bune, unde poți să mergi cu copilul, cu apă mică, cu nisip fin și atunci ei se pot distra și poți să-i lași în voie să se joace fără griji. O altă destinație în care a fost și care nouă ne-a plăcut și Aria s-a distrat foarte tare și i-a plăcut și ei foarte mult, este Albania. Deci, ciudat că o țară, nu știu, atât de, să zicem, nu foarte, foarte bine văzută, este o destinație foarte bună pentru copii. La fel, au plaje foarte frumoase, oamenii sunt foarte ospitalieri, nu au ei atât multe resorte de 5 stele și atât de mari ca în Turcia, însă sunt foarte bune și doar faptul că oamenii sunt foarte primitori, asta e foarte bine pentru familiile cu copii. Deci recomand Albania, este foarte aproape de România, se poate merge cu mașina, deci nu trebuie cu avion sau, eu știu, cu autocar. Și bineînțeles, o a treia destinație pe care aș recomanda-o este Grecia. Deci Grecia, nu știu, toată lumea știe, de fapt Grecia au o mare, de fapt mări, foarte, foarte bune, plaje, nu știu, peisaje și sunt foarte multe de vizitat în Grecia, mâncare bună. Noi am fost în octombrie 2 săptămâni în Grecia, dintre care o săptămână am petrecut-o în sudul Greciei, în Peloponez. Mi se pare a fi, cred că, cea mai frumoasă zonă a Greciei. Este Grecia autentică, deci cu mâncare proaspătă. Erau pescarii pe insula Elafonisos, plecau dimineața foarte, foarte devreme și la prânz era deja peștele proaspăt, se-i făceau atunci pe loc, mâncare proaspătă, fructele, legumele luate din grădină și sunt foarte, foarte multe locuri de vizitat. Deci niște situri arheologice și muzee și locuri fascinante, deci nu doar din punct de vedere al plajelor sau al apei, dar și din punct de vedere cultural. Chiar dacă copiii sunt mici, poate nu, cum am zis, nu o să-și aducă aminte, nu o să rețină, dar pentru noi ca să le povestim lor pe viitor. Deci da, cam asta ar fi. Turcia, Albania și Grecia aș recomanda oricum să meargă copii. Și nu numai. Oricine să meargă. Mai ales că se poate ajunge cu mașina, ușor, după cum da. Ai spus. Despre Grecia chiar am citit pe blogul tău. Mi s-a părut foarte interesant articolul. Pentru că este o zonă, după cum ai spus și tu, poate nu la fel de cunoscută precum celelalte. Este un pic mai autentică, să zic așa. Deși toate Grecia sunt frumoase. Sunt peisaje absolut idilice. Nu știu, niște plaje rupte de lumea asta, sunt parcă din alt film plajele lor de acolo și mâncarea și oamenii și într-adevăr e acolo Grecia autentică, nu e Grecia aceea unde toată lumea te cheamă la taverna lui sau a lui sau și așa mai departe, nu, e acolo Grecia autentică, e ca și cum te duce la noi în Bucovina sau în Maramureș sau eu știu, e simți vibe-ul acela grecesc, autentic. Voi ce planuri de călătorii mai aveți? V-ați gândit la ceva pentru anul acesta, chiar dacă e destul de greu să știm ceva sigur? Da, e destul de greu să ne facem planuri. Aveam în minte foarte multe destinații. Vroiam să mergem în Eurotrip-ul pe care l-am anulat anul trecut în primăvară, prin țările scandinave și cu întoarcere prin Rusia și țările baltice. Dar nu o să-l facem anul acesta. O să lăsăm pentru anii viitori, așa mai crește și Aria și probabil va fi mai receptivă, mai ales că e cu totul diferit față de ce am făcut până acum, unde am mers mai mult în sudul Europei. Dar mi-am propus sau am vrea să mergem în Italia. În Italia anul acesta, în septembrie, vacanța la mare. Ne-am dorit să o facem în Italia. Nu știm exact care vor fi condițiile de călătorie pentru anul acesta. Nu ne-am planificat, nu am făcut rezervări. Pur și simplu ne-am pus noi așa în minte unde am vrea să mergem. Însă în funcție de țările care nu impun atât de multe restricții sau ce țări o să fie deschise, o să vedem. Cred că o să fie vacanțele de anul acesta, cred că nu numai pentru noi, cred că pentru toată lumea o să fie ceva last minute. O să fie în funcție de care țară e deschisă sau impune mai puține restricții.
acolo mergem, cum am fost de fapt și anul trecut în vară când s-a deschis Grecia și Bulgaria și mai apoi Turcia. Toată lumea, unde e deschis, acolo mergem. Și în rest, probabil, city break-uri. City break-uri, tot așa, last minute, să vedem unde o fi deschis. Exact, acolo plecăm. Cred că o să fie primul an în care nu avem plănuit nicio vacanță. Nu avem făcut încă nicio rezervare. Și vom merge așa, în funcție de cum o să fie vremurile în timp de pandemie. Oricum e dificil. E dificil de călătorit în pandemie. Noi am fost și în Grecia, am fost și în Turcia și te simți altfel. Nu mai ai libertatea că aveai în 2019 sau în 2018. Acum deja toată lumea cu mască, toată lumea cu dezinfectant. E greu și mai ales pentru un copil. Pentru că ei nu poartă mască, nu stau cu masca. Mă rog, copiii mai mari, da, dar un copil de 2 ani, de 3 ani, nu o să stea niciodată cu masca pe față, pentru că nu sunt obișnuiți, nu înțeleg ce se întâmplă, îi deranjează. Și atunci e foarte dificil și din câte am văzut în ultimele zile, la întoarcerea în țară din zonele cu risc, la întoarcerea în România, copiii trebuie să stea în carantină 14 zile. Ceea ce până acum stăteam, chiar dacă părinții nu trebuie să stea în carantină, dacă sunt părinții vaccinați, copiii trebuie să stea în carantină, ceea ce mi se pare puțin ciudat, pentru că e dificil să ții un copil în casă 14 zile, noi știm, pentru că am avut coronavirus și atunci am stat 14 zile, de fapt am stat vreo 20 și ceva de zile în carantină și știm cât de dificil este și mai ales dacă părinții trebuie să meargă la lucru. Da. Nu știu exact cum se procedează legal. Pot să rămân acasă părinții și să ia, nu știu, concediul acela de coronavirus sau nu știu cum va fi, dar mi se pare ciudat că noi ca părinți nu suntem nevoiți, dar ei vor trebui să stea. O să vedem cum va fi. Dacă sunt unele țări, de exemplu, care impun testul COVID și pentru copiii sub 3 ani sau, mă rog, pentru copiii sub 6 ani sau nu știu exact cum sunt, iar e destul de dificil pentru că ei nu sunt atât de receptivi, ei nu știu ce se întâmplă și să mă duc cu Aria la 3 ani și, nu știu, să o țin așa în brațe până îi face testul, e crunt pentru ei. E crunt și să nu mai vorbim de faptul că și costă. Deci o familie, îmi imaginez, o familie cu 2 copii să-și facă toți 4 testul, deja costă cât poate tot sejurul în Paralia Caterini. Și, înțeleg vremurile, dar o să fie dificil anul acesta. Exact. Și mai ales că acum de multe ori se cere test pentru a intra într-o anumită țară, iar apoi când te întorci în România, din nou trebuie să faci. Dar asta deja să vedem ce o să se mai schimbe, pentru că se schimbă lucrurile de la o săptămână la alta, așa că așa este, măsurile așa acestea este. Putem doar să sperăm că se vor mai relaxa, situația se va îmbunătăți și vom putea oarecum reveni. Cred că faptul că n-am putut să călătorim foarte mult anul trecut și probabil anul acesta o să fie puțin mai rău ca anul trecut, cred că își va pune amprenta pe, nu știu, pe noi ca persoane, pentru că ne ajută să mergi după un an de lucru, să mergi o săptămână, să te relaxezi la mare, parcă altfel te întorci acasă și altfel ai chef de lucru și altfel sunt relațiile sociale și așa mai departe. Și cred că faptul că nu putem să călătorim, cred că și-a pus amprenta pe toate relațiile interumane și, nu știu, pur și simplu pe noi ca oameni. Miruna, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat invitația. Chiar mi s-a părut o discuție interesantă, am avut multe lucruri de învățat. Eu o să te urmăresc în continuare pe Instagram, o să las numele aici, pe blog, așteptăm viitoarele călătorii, mai ales că sunt experiențe frumoase, mi se pare foarte frumos cum vă organizați, călătoriți foarte mult cu mașină, mi se pare foarte interesant, așa că mă mulțumesc bucur și mult eu că ai acceptat. Mulțumesc și eu pentru invitație și ce pot să le spun
ascultătorilor tăi și celor care te urmăresc, mai ales celor cu copii, este să călătorească, să nu își lase copiii acasă, să călătorească împreună cu ei, chiar dacă e dificil, chiar dacă e provocant, să nu-i lase acasă, să ia cu ei, pentru că sunt experiențe de neuitat, sunt experiențe care se pot povesti peste ani de zile și care îi dezvoltă pe copii, cât oricât de mici ar fi ei, îi dezvoltă cultural, fizic, psihic, cum vrei tu, ei se dezvoltă și să nu uităm că va veni o vreme în care nu vor mai vrea să mai vină cu noi, cu noi părinții în concediu, vor vrea să meargă cu prietenii sau cu familia lor. Sau... Așa că să profităm de aceste momente și să ne bucurăm cât mai mult de ele. Și să călătorim pentru că ne ajută în orice situație, ne ajută călătoriile, clar.